Viteazul Jap de Gala Galaction. Amici pe care vă înduioșează câinii fără stăpân, zgribuliți și flămânzi, ascultați istoria unuia dintre ei. Jap era un cățel negru, de neam corcit, cu pieptul lat, cu mușchi puternici. Avea picioarele scurte și robuste, botul scurt, privirea pătrunzătoare și severă. Deși venise pe lumea aceasta într-un grajd boieresc și cu toate că, în epoca pe unde începe firul, sfârâma oase suculente sub mese ce țineau de seara până dimineața, Jap era lipsit de veselie. În schimb, în pieptul lui de câine avea o inimă vitează. Viteazul Jap își merita cu cinste supranumele. Cățel boieresc și petrecând în casă boierească, l-ai fi crezut ca pe alți semeni ai lui, arogant cu cei dezmoșteniți și gata să le seară în ceafă când îi prindea pe lângă poarta de serviciu. Departe de acolo. Viteazul Jap era altfel de câine. Poate că presentimentul unui sfârșit trist și timpuriu, ascuns în viitor, ori poate că destrăbălarea și decăderea oamenilor între care trăia îi dădeau tristețea înțeleaptă, completa lipsă de trufie și de îmbătare. Căci Jap trăia în casa luxului și a desfrâului. De multe ori seara, când se înapoia cu stăpână sa de la șosea și când, din cupeul vătuit, suia în iatacul căldicel, Jap, pe care plimbarea la șosea îl întrista cu deosebire, sărea la fereastră și de acolo de sus, cu ochi străbătători, cu coada agitată, număra, jos în strada amurgită și umedă, pe frații vagabonzi. O simpatie îndurerată îi împingea inima către aceștia. Avea prilej adeseori pe la șosea, pe acasă, să se întâlnească cu creaturi bine hrănite, spălate, pieptănate și foarte obraznice. Dar Jap nu răspundea nici la salut, nici la complimente. Nemișcat, pe picioarele-i solide, nici nu clintea din coadă. Și lăsa pe elegant să se facă ridicul. Într-un fel, îi dădea și mâna. Jap era turnat ca în bronz și puterea lui îngrijorătoare. Puțin câini ca el, printre javrele care veneau la ei în vizită, oricare se dădeau tumba prin iarbă la șosea. În câteva rânduri, însă, Jap s-a întâlnit și cu adevărat zăvozi și atitudinea lui a fost neașteptată. Venea lângă zăvod, îl măsura cu un ochi ambigu și apoi, ca din senin, când celălalt se aștepta la cu totul altfel de manifestări, printr-o năvală în coastă îl prăbușea ca într-o prăpastie de spaimă și de chelălăială. Dintr-o împrejurare de felul acesta i s-a tras și numele de Jap. Era pe timpul războiului dintre ruși și japonezi. Jap, venit atunci în casă, încă fără nume, și de-abia adolescent, visa la picioarele stăpânei visul lui cu minte și blazat. Un domn și fidelul său, un cogeamite samurache, veniră musafiri. Domnul îmbrățișa pe stăpâna casei. Samurache crezu de cuvință să te aprobe de simpatie favoritului doamnei. Dar din partea aceasta lucrul ieși prost, căci cel ce era să fie Jap din momentul acela trimise pe vlășgan înapoi pe scară până la ușă. Și Jap era abia un prichindel. Așadar, serios și fără expansiune cu cei deopotrivă, compătimitor pentru cei dezmoșteniți, Jap era curios de iritat și de pornit împotriva celor puternici. Și aceasta poate fiindcă, trăind într-o lume de bogați și de puternici, ajunsese să o cunoască prea adânc. E adevărat că pe stăpână sa Jap o iubea, deși cu un fel de milă amestecată cu dispreț. Stăpână sa avea cea mai bună inimă din lume.
era simțitoare și milostivă cu nenorociții. Ușa ei o cunoșteau toți cerșetorii. Dar era nemăritată și după câte înțelegea cățelul Jap, era o femeie cu moravuri culpabile. Avea prea mulți prieteni, casă fără de rânduială și masă la care aproape în fiecare seară se vestejeau flori și se spărgeau pahare. Lucruri scumpe și plante din alte clime spânzurau și se tărau din odaie în odaie, dar Jap le mirosea cu amărăciune, pare că pricepând că prețul lor e prețul dezonoarei. Oasele pe care le zdrobea sub masă îi păreau că au în ele măduva putredă. Și astfel, fără de gudurări și tristă de serios, Jap trăia în casa stăpânei sale ca un bătrân filozof elin în casa unei curtezane din vechea Romă. Printre nenumărații musafiri care îi se perindau pe dinainte, Jap nu mirosea niciun prieten și niciun vrednic de stima lui. Erau oameni care vorbeau, pe lângă idiomul familiar urechilor lui Jap, diferite alte idioame. Vădeau, la masă, cugetele, educațiile și apucăturile cele mai felurite și aproape toți se credeau obligați să facă glume și drăgălășii cu severul cățel. Dar nimic nu se prindea de el. În acești bimani, îmbrăcați în negru și cu pieptul și cu gâtul alb, Jap simțea niște lingușitori. Acești domni lingușeau cățelul unei curtezane. Cu toate acestea, într-un târziu, sub plafoanele înalte pe sub care Jap își purta tristețea sa de câine neîncrezător în soarta bună, se iviră doi musafiri care nu mai semănau cu cei de până acum. Unul fu un copil de școală, prost îmbrăcat, dar sănătos și vesel, un nepot al stăpânei, care venea din când în când duminica și pe care ruda lui bogată îl îmbrățișa cu dragoste, întrebându-l despre părinți și despre școală. Celălalt, un om de tot ciudat, fără pic de asemănare cu comesenii și cu ceilalți obișnuiți ai casei, era nepieptănat, avea privirea pare că întoarsă înăuntrui și pe degete nimic scânteitor. Iar deja nici nu-i păsa. Pe micul școlar zglobiu și pe acest om bizar, Jap i-a stimat și i-a iubit. Cu băiatul s-a lăsat târât la joacă și la glume. După minge și după cerc alergau prin casă și prin curte și Jap plătra de bucurie ca niciodată. Uneori, școlarul, stând alături cu Jap sub lămâii din seră, își aducea aminte de lucruri pe care le învățase pe din afară și le spunea cățelului cu glas sărbătoresc. Brâncoveanul Constantin, boier vechi și domn creștin, de aver ce tot strângea, sultanul se îngrijea. Și tot așa înainte până când ajungea la coada poeziei. Turcii crunțe oțereau și pe dânsul tăbărau, haine mândrei le rupeau, trupui de piele jupeau. Jap asculta cu obscură înduioșare și se uita țintă în ochii copilului. Dar acesta nu venea în fiecare duminică și ceasurile de auroră sufletească și de voie bună erau, prin urmare, puține pentru Jap. Mai adeseori venea celălalt și, lucru notabil, când venea acesta, nu mai pătrundea în casă nimeni. Jap era prea bucuros de această singurătate. Se vâra sub divan și observa din umbră. La început, omul cel cu păr rebel și mult scotea un caiet din buzunar și desfăcându-l în raza lămpii, începea să citească. Stăpâna lui Jap asculta din fotoliu, jucându-se cu inelele. Așa a mers o vreme. Jap simțea în stăpână sa viața unor gânduri cu totul nouă, iar în cititorul de sub lampa încununată cu un iris răsturnat, un duh necunoscut, puternic și cinstit. Mai apoi, poetul și-a lăsat caietul în buzunar și a vorbit, privind adânc în ochii curtezanei. O durere impunătoare, o forță nobilă și elocințe, niște brațe pasionate
care voiau să smulgă, să ducă departe și să replanteze într-o altă viață, vibrau, argumentau înaintea curtezanii zguduite, cucerite, însă incapabile să se hotărască. Și a ținut aceasta o bucată de timp, până ce într-o noapte, două focuri de revolver îl făcură pe Jap să sară în sus din culcușul și să latre alarma. Poetul omorâse pe nefericita sa iubită și se omorâse și el. Până la ziua a fost în casă un zgomot și o răscoală sălbatică. Servitorii au făcut pleașcă tot ce au putut. Oamenii stăpânirii au prins de veste și au început să-i vâneze prin toată casa și să le smulgă prada. Așa încât, pe când în odaia criminală, cei doi zăceau pe jos, picioare în picioare, sub agonia unei candele, prin celelalte odăi suflau în jurături și înghesuieli. Jap urla în capul scării. Un soldat i-a dat un picior și l-a trimis de vale. La ușă nu știu cine a vrut să-l prindă, dar Jap l-a mușcat de mână și a scăpat afară. A ieșit din curte ca să nu se mai înapoieze niciodată, ducând cu el, din tot norocul și din toată bunăstarea lui de până aici, numai zgarda cu plăci de nichel la gâtui. Și a început atunci pentru Jap viața grelei și mult primejduitei libertăți. Cu inima lui aspră și vitează, goana și lupta pentru de mâncare prin străzile pline de întuneric și de curse pline de întâlniri neașteptate ar fi avut farmec multă vreme, dar Jap a cunoscut curând o primejdie covârșitoare care înghițea regulat pe mulți tovarăși. Jap a cunoscut instituția hingheriei. Curios pe el, unul, hingherii îl respectară și Jap își dădu seama în urmă că acest respect îl inspira zgarda lui cea scumpă. Atunci Jap, dezmoștenitul, dar viteaz între dezmoșteniți, a strâns în jurul o ceată de vagabonzi, fără zgardă, slabi și abătuți, și a început să-i însuflețească și să-i guverneze. A colonizat cu ei pivnețele unor case osândite și pustii, pe aproape de o măcelărie, și le-a impus reguli. Ziua ieșea numai el, inviolabil prin puterea zgardei, fura ce putea și aducea la tovarăși. Noaptea, de obicei, trimitea după agoniseală pe cei mai pricepuți, iar el se odihnea lângă ceilalți. Câteodată, când auzea o chelălăială convenită și înțelegea că soții au dat de un adversar primejdios, Jap se repezea ca fulgerul și punea pe fugă pe străin. După aceea, soții, care și cu ce agonisise, intrau în pivniță și Jap împărțea cu echitate. Alte ori, când expediția era mai îndepărtată și întâlnirile mai multe și mai rele, Jap pornea cu ei. Ploua, ningea, măturătorii aveau chef de huiduială sau alte cete de flămânzi îi atacau. Toate aceste piedici trebuiau străpunse și învinse. Jap era sufletul care dă forță și forța care luptă în fruntea tuturor. Ce viață de vitejine scrise a dus bravul cățel! În tovărășie, ca și singur, pe noapte și pe zi, luptându-se cu semenii, luptându-se cu omul, în jurul măcelăriilor, pe resturile păcătoase, aveau loc cele mai crunte bătălii. Tovarășii începeau cearta. Jap se ținea deoparte și când învălmășeala era întoi, pornea ca o ghiulea în dulăul vrăjmaș. Mai întotdeauna Jap și cu ai lui erau biruitori, oricât de zdrav n-ar fi fost competitorul, de unde Jap trase concluziunea că pieirea celor mici în luptă cu cei tari vine mai ales din neasociere. Să nu credeți însă că Jap ajunsese acum un fel de căpetenie de hoți. Inima lui era tot așa de generoasă ca și odinioară și adeseori, când vedea vreun biet pribeag cu coastele ieșite care apucase osul înaintea lui, Jap îl lăsa în pace. Îi era și lui foame, dar el era un brav și avea o zgardă, pe când celălalt, cine știe. A doua zi era să cadă în mâinile hingherilor. Noaptea, prin curțile care rămân deschise, Jap cu ai lui, ori singur, începea cercetările. Și se întâmpla să întâlnească în cutia unde cad măturăturile bucătăriei
indivizi cu o înfățișare jalnică. Cu blana petice, cu nasul și cu ochii plini de râie, cu coada ferfeliță, cu pântecele strangulat, nu mai erau câini, ci niște strigoi. Dinainte acestor nenorociți, nobilul Jap se retrăgea. Generozitatea și dreptatea căpitanului sporiră tovărășia, dar îndeosebi cu inși slabi și degradați. Colonia începu să tânjească, prada era rară, flămânzii mulți și primejdile la tot pasul. Curajul lui Jap crescu și disprețul lui de viață edifică și pe cei mai de nevoie. Într-o zi, după câteva zile de nemâncare, veni știrea că, pe lângă uzina electrică, zace un hoit. Toată colonia plecă într-acolo, dar, la fața locului, o priveliște care tăie curajul. Cel puțin vreo 5 potăi ciobănești, printre destule javre de mâna a doua, erau stăpâni pe situație. Colonia rămase la distanță, scheunând cu coada între picioare. Ce era de făcut? Jap se năpusti orbește în conmeseni, trânti pe unul, puse pe fugă pe al doilea și se încăieră temeinic cu al treilea. Dar cei luați fără veste își veniră în fire și săriră cu toții asupra lui Jap. Strălucită a fost bravura lui, dar zadarnică și scump plătită. Inamicii îi găuriră blana în numeroase locuri, îi frânseră un picior și, mai rău decât toate, îi rupseră și zgarda de la gât. Jap căzu într-un șanț, ca marii eroi a istoriei, și zăcu în el 3 zile. Când se întoarse la pivniță, pe 3 labe și cu mare greutate, nu mai găsi acolo decât vreo câțiva bătrâni neputincioși. Colonia se risipise. Toți părăsiră pe bravul capitan, de aici înainte invalid și cerșetor. Dar, ticălos cu trupul, Jap rămase neînvins cu inima. Zile întregi sta nemișcat și crunt, cu botul pe laba frântă. Să mai iasă ziua după ciolanul problematic însemna să meargă de-a dreptul la cutie. Și Jap nu se hotărâse încă să-și a rămas bun de la soarele care, trecând printr-un grătar de sus, înfingea un pieptene de aur în întunericul ascunzăturii lui. Dimineața, de mult, când se deschid măcelăriile, se tăra și el afară și, șontâc-șontâc, venea să cerșească la ușa maghernițelor roșii. Dar căpătatul era foarte rar și neînsemnat. Alți flămânzi, sănătoși și puternici, îi luau înainte și de data aceasta Jap era sleit și numai în 3 labe. Singurul ceas din zi care mai putea să făgăduiască ceva unui schilot ca el era ceasul când se mătura și se închidea hala, deci tocmai ceasul pe care îl pândeșe hingherii. Într-o după-amiază cenușie de ploaie și de noroi, Jap a ieșit din pivniță și a venit să aștepte norocul măturii. Dar pe când sta lângă o cotigă și tremura din laba invalidă, o chelălăială colectivă specială îi dădu de veste că hingherii sunt aici și că frații o iau la sănătoasa. A vrut și el să fugă, dar hingherul l-a ajuns și l-a trântit pe spate sugrumat. S-a pomenit în cutia plină cu tot fel de nenorociți. Toți erau subți de spaimă, cu ochii sticloși și cu inima în zvârcolirile morții. Jap s-a ghemuit în colțul în care l-aruncase și a rămas impasibil. Alți vreo 2 nefericiți au căzut din văzduh în capul prizonierilor și colivia a plecat, târând în urmă-i o lungă coadă de chiote și de huiduieli. Și-au dat când pe o stradă, când pe alta, până când în faptul serii, prin nu știu ce eroare ori capriciu, s-a oprit cu scandal într-o stradă boierească. Sergentul se certa cu vizitiul, hingherii se blestemau, dar cutia trebuie să aștepte locului, căci pe strada pe care voiau să treacă era tocmai să curgă un convoi.
În colivie a pătruns atunci lumina de lună plină a unor geamuri strălucite. Erau geamurile unei cafenele boierești. Jap privi printre zăbrele. Cu surprindere văzu înăuntru mulțime de chipuri cunoscute. Erau vechile cunoștințe, domnii care îi făceau giumbușlucuri nesărate ca să placă stăpână-si. Oh, îi recunoștea pe toți, și acesta, și acela, și ceilalți, toți regători puternici, proprietari de latifundii, politicieni și diplomați. Jap rânji cu amărăciune. Și câteva reflecții ireproductibile dădură un minut de ironică auroră conștiinței lui opace și severe. Târziu ajunseră la casa de rușine și de groază. Câteva zile l-au ținut în colivia de așteptare cu alți tovarăși. Dar cine era să mai vie să descurce firul soartei viteazului cățel? Domnii de după geam uitaseră cu totul pe vechiul lor prieten. Jap a rămas stoic până la urmă. Și a venit și ceasul sângeros, ceasul îngrozitoarei treceri prin mașina care smulge pielea. Un mârâit ucis între dinți, Jap a trecut și prin această ultimă încercare. Și când a căzut în ograda unde câinii aleargă jupuiți până ce se domolesc și mor, poate că Jap, în ceasul cel din urmă, ar fi recunoscut și el ticăloșia sufletească, dacă zeița răzbunării nu ridica deodată în vâlvoarea creierilor lui o amintire atot ironică și consolantă. Brâncovene Constantin, gheaur vechi, gheaur creștin, cască ochii a te uita, de-ți cunoști tu pielea ta.